Salutare, Alex aici cu un nou clip de Warcraft 3 Rebirth, capitolul 3, partea a 11, cred că, Into the Realm Eternals, 6 zile mai târziu, în apropierea graniței cu Quel'Thalas. N-am mai fost aici de când am fost un băiat. Să ai grijă că elfii stau și intră în ambuscadă. În Reforge, scopaci un pic diferit, ca în Burning Crusade. A schimbat acest lucru. N-arată bine. Și unele turnuri, văd că nu sunt date upgrade. Poarta nu-i dat upgrade. Dar, pe total, arată bine. Ia să... Asta vă că arată bine. Punem aici. Sau aici. Astea date upgrade. Nu, tot așa arată. Deci trebuie să ajungem aici. Se punem noi la copaci. Și să mă oprim un pic cu artras pe aici. Ia să o iau pe aici. A venit Sylvanas. Sylvanas e... da, ce bine arată. Am murit ăștia. Hai să facem și celelalte. Mă scuzați, îmi vine să strănut. Dar nu-i nimica. Deci asta. Și graveyard-ul. Voi mergeți la... Un pic mai încoace. Așa. Ia să merg doar cu Arthas. Deci o bază acolo.
Încă un zigurat. Mai trebuie gold. Hai că-i dăm acum upgrade. Aș merge cu astea, dăm atent că... Cât îți trei. Dă și mie un pic de damage, dar... Pe de altă parte... Așa... Ia să mergem noi mai departe. Ok, control 1. Și să vedem aici cum arată. Arată ok, aș putea spune. Mai facem încă un zigurat aici și după aia o să luăm și... Deci ce putem cumpăra? Alegem... Dacă mergem pe o armată de... Trebuie să spargă și asta, că nu-mi place aici. Hai că iau o poțiune de asta. Fugi. Bine că știu că să-i acolo. Mai facem un conturn aici. Goal, să lăsăm, ăștia o să-i luăm. Dacă mai facem una. Du-te înapoi la copaci. Asta e bine că după aia o să avem gold din două părți. Încă... Sunt un pic mai scumpe unitățile aici în campanie, din ce am observat. Asta... Și... Ajunge.
Bun, acum trebuie să așteptăm să... Să mergem pe... o armată de Necromaster și cu... Sau... Ia să încercăm să-i... Trei, cred că ajung la... La copaci. Și după numai bine unde e asta. Așa, hai să mergem. Așa, Arcas în față. Așa, perfect. Și asta mă gândeam că e mai grea, dar... Nu, du-te în spate. Am omorât-o și pe Sylvanas. Măcar e bine că aici nu m-am încurcat. Să-i omorâm și pe ăștia, din dați upgrade și la ăștia. Da, mă, și ăștia le-a făcut... Au muncit mult ăștia la modul ăsta, dacă stau și mă... Hai că numai bine vin și ăștia. Luăm și mina asta. Punem tot ăștia pe 2. Control 2. Așa. Și mergem cu ăștia pe control 1. Hai să mergem la... La următoarea bază. Așa.
pe aici. Nu pe aici, pe aici trebuie. Unde-s catapultele? Trebuie să așteptăm să sparg aici. Ia să vedem. Hai să mergem cu Artras. Sper că nu aici se încheie. Oare trebuie să iau pe sus? Hai că e bine să ne facem și... Ce am avut impresia? A, pe aici trebuie să o iau, înseamnă că... Pe aici trebuie să o iau, da. Hai și tu. It's madness ce se întâmplă. Ia se duce și pe ăștia. Și pe ăștia. A, merge până la... Așa da, armata de andezi. O zice că... Ia să mai facem noi aici încă... Trei ajung și două, cred că 90 parcă în... Ia să vedem... Momentan nu mai am... Nu mai am mana. Ia să merg ăștia mai în față. Să-i duc pe aici. Da, arată bine. Ia să mergem noi la ultima bază. Aici ar fi ultima. Hmm.
și să aducem și pe restul. Control 2. Și... catapultele. Ia să se spargă și astea, dacă tot... și să mergem pe aici. Așa, bă, așa. Nici nu mai au ce face cu... stai că mai am pe aici încă... încă vreo doi. Hai să atacăm aici. Catapultele trebuie să fie aici. Asta se le duc aici să spargă. Să... e din câte schelete, câte schelete a făcut. Hai să atacăm și aici. Voi atacați aici astea, dacă tot n-au damage așa mare, dar... să mergem aici. Hai că am terminat și misiunea asta. E chiar arată foarte bine Sylvanas. Și aici se termină acest clip. Până data viitoare, salut!